Salutare, prieteni ai grădinii exotice! Astăzi este data de 4 noiembrie și facem un solar, o mini seră, un mini solar pentru salata de iarnă și să-l avem gata în primăvară. Deja am făcut primul rând de sus. L-am luat de la o firmă poloneză, livrat direct din Polonia. A stat un pic pe drum. A durat un pic până ni l-a livrat, dar suntem mulțumiți. Pe piață este cel mai ieftin, 900 de lei. Și are o dimensiune de 3x8. Ce am găsit pe piață sunt mult mai scumpe. În afară de ce ne livrează ei, o să vă mai trebuiască ceva pentru ancorare. Eu am făcut niște țăruși din aceștia pe care o să-i bag în pământ până aici și prins cu șurub de baza cadrului. Terminat de asamblat, mai e un pic strâmb aici undeva, dar o să-l ridic pe boloboc în momentul în care fixez acest țăruș de care vorbeam mai devreme. Țărușii sunt tăiați la 50 de centimetri din țeavă de asta pătrată și am dat aici o gaură, i-am vopsit. Așa arată băgat în pământ și am cumpărat și colierele astea care se potrivesc la M8, autofiletantă de M8, care este aceasta de aici. Tăiată pe dimensiune, cu un șurub și prinsă așa. Neapărat trebuie să-l ranforsați, pentru că vântul, mai ales aici în zona noastră, bate destul de tare, dar ideal este să-l ranforsați oriunde pentru a avea o stabilitate. O să bag 4 pe parte, 4 pe parte, țăruși din aceștia și nu o să mai poată fugi de aici la 50 de centimetri cu barosul și folosesc aceste coliere pentru că și arată bine, au și garnitură, nu lezează țeava ca să ruginească și o să-mi rămână un diblu și un șurub M10, cred, cu autofiletantă în capăt pentru un alt proiect, nu știu, să-l folosesc la altceva. Momentan o să tai din M8 ăsta autofiletant. Ăsta intră pe aici și se prinde de colier. Fie cum e, nu e mare inginerie. Deci în afară de cei 900 de lei, cred că am mai dat 150 de lei pe această țeavă pătrată, un spray ca să-l vopsim să nu ruginească și colier, 60 de lei pe coliere dacă nu mă înșel. Și aici în capăt o să mai dau iarăși cu vopsea, când termin mai am un spray, o să mai dau un pic pe ăsta dacă e nevoie. Zicem că a ieșit destul de bine, nu mai iese de aici, e pus și la nivel. Ne apucăm de treabă.